Dă-mi iertare greșelilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Avuția mea, Mântuitorule, cheltuind-o în desfrânări, pustiu sunt de virtuțe blavioase și dobânzind strict, Părinte al îndurărilor, apucând Tu înainte, miluiește-mă. Căzut între tâlhari cu cugetele mele, cu totul sunt rănit acum de ele și plin de bube, și Tu însuți venind de față, Hristoase Mântuitorule, vindecă-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Preotul văzându-mă mai înainte, m-a trecut și lepitul, văzându-mă gol în suferințe, nu m-a băgat în seamă, iar Tu, Iisuse, cel ce ai răsărit din Maria, venindu-mi de față, miluiește-mă. Cuvioasă Maică Marie, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu mi-ai dă har, dar luminător din osârghia Ta cea dumnezeiască de sus, ca să scape întunericul patimilor și să laud din inimă faptele vieții Tale cele frumoase, Marie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treime mai presus de ființă, căreia ne închinăm într-o unime, ridică-te deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca o milostivă de lacrimi de umilință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și ocrotitoare celor ce te laudă pe Tine, ridică-te deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și ca o stăpână curată, mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc. Ajutor și acoperitor s-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și te voi slăbi pe El. Dumnezeul Părintelui meu și le voi înălța pe El. Căci cu slavă s-a proslăvit. Ia-mi-te cerule și voi grăi. Hristos, care a venit din fecioară cu trup. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Alunecat am pune înfrânarea ca și David și m-am înnoroit, dar spală-mă și pe mine cu lacrimile mele, Mântuitorule. Pocăință nu am nici umilință, dar în Tu însuți acestea, Mântuitorule, dăruiește-mi-le ca un Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Pierdut-a frumusețea cu care am fost zidit întâi și cu ființa mea, și acum zac gol și mă rușinez. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Acasă, Doamne, Doamne, și să o deschizi mie celui ce vin la Tine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ascultă suspinurile sufletului meu și primește picăturile ochilor mei, Doamne, și mă mântuiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, se mântuiască toți. Tu mă cheamă ca un bun și mă primește pe mine, cel ce mă pocăiesc. Răsfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce una ești prea rugată, roagă-te îndelung ca să ne mântuim. Care a plouat mană și apă din piatră
fapt cel mai înainte și de teme ca de un nepăsarnic judecător și Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Uite, asemănat mult păcătosule suflete, vai mie, lui Cain celui din tâi și lui Lamech aceluia, ucigându-ți cu pietre trupul, cu fapte rele și omorându-ți mintea cu pornirile cele nebune. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe toți ce mai înainte de lege, întrecându-i o suflete lui Set, nu te-ai asemănat, nici lui Enos ai urmat, nici lui Enoch cu mutarea, nici lui Noe, ci te-ai arătat sărac de piața drepților. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tu însuți, suflete al meu, ai deschis zăvoarele mâniei Dumnezeului tău și ți-ai îndecat trupul ca și tot pământul și faptele și piața și ai rămas afară de mântuitoarea corabie. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu toată osârtia și cu dragoste ai alergat către Hristos, urând calea cea din tâi a păcatului și în pustiile cele neumblate hrănindu-te și poruncile lui celei dumnezeiești, curat săvârșindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treime fără de început, nezidită, nespărțită, unime, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și mă mântuiește pe mine cel ce am greșit. A ta zidire sunt, nu mă trece cu vederea, ci mă iartă și mă izbăvește de o sânda focului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată stăpână născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce aleargă la tine, limanul celor înviporați, pe milostivul și păcătorul și fiul tău, fă milostiv și mie, cu rugăciunile tale. Trezește-te, vezi, când ca nu cumva
făcăduind să pătimești ceva asemenea. Învioasă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuprins unde valuri și de furtuna păcatelor, dar tu, Maică, scapă-mă acum și mă scoate la limanul dumnezeieștii pocăințe. Cuvioasă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciune cu o sârghie aducând și acum cuvioasă către prea milostiva Născătoare de Dumnezeu cu rugăciunile tale, deschidem dumnezeieștile intrări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O nime neamestecată, nezidită, fire fără de început, care ești lăudată în treimea fețelor, mântuiește-ne pe noi care ne închinăm cu credință stăpânirii tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Pe Fiul cel fără de an din Tatăl Supreme l-ai născut neștiind de bărbat Născătoare de Dumnezeu. Minune străină, că alăptând ai rămas fecioară. Peste tot m-am rănit și ca un doctor Hristoase amândouă prin pocăință le tămăduiește, spală-le, curățește-le, Mântuitorul meu, arată-le mai curate decât zăpada. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Răstignindu-te pentru toți, ți-ai dat cuvinte, trupul și sângele tău, trupul adică pentru ca să mă înnoiești, iar sângele ca să mă speri. Duhul tău ți-ai dat ca să mă aduci, Hristoase, Părintelui tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Lucrat ai mântuire în mijlocul pământului îndurate ca să ne mântuim, de bunăvoie pe lemn te-ai răstignit, Edenul, cel ce se împuiase, s-a deschis, cele de sus și cele de jos, făptura și toate neamurile, minunându-se, se împină ție. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Să-mi fie mie colibită sângele cel din coasta ta, totodată și băutură și apa iertării cel zborând, ca să mă curățesc cu amândouă, ungându-mă și vând ca o ungere și băutură cuvinte, cuvintele tale, cele de viață. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Biserica a câștigat coasta ta, cea purtătoare de viață, pahar, din care izvorât nouă, din care ai izvorât nouă îndoit izvorul iertării și al cunoștinței, spre închipuirea mânturilor legile și a celei vechi și a celei noi, Mântuitorul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Gol sunt spre a intra în cămară, gol sunt și de a merge la nuntă și la cina. Candela mi s-a stins, fiind fără de unde lemn, cămara mi s-a închis, dormind eu, cina s-a mâncat, iar eu, fiind legat de mâini și de picioare, am fost aruncat afară. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nedespărțită în ființă, neamestecată în fețe, Dumnezeu
ca pe ceea ce ești împreună cu împărăția și împreună cu scaunul, și stricție cântarea în cea mare ce se cântă trăit pentru cei de sus. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și ai născut și ești fecioară și ai rămas într-o amândouă cu fia fecioară. Cel ce s-a născut în noi ește legile firii și pântece l-a născut nesimțind dureri. Unde Dumnezeu voiește, se diluiește rânduiala firii. Că face câte voiește. Auzit-a prorocul de venirea ta, Doamne, și s-a temut, ai să te naști din fecioară și oamenilor să te arăți și a grăit. Auzit-a nostru ta și m-a temut, slavă puterii tale,
trupește și te luptă cu patimile trupești ca Iosua împotriva lui Amalec, biruind pururea gândurile cele înșelătoare, ca și pe Gabaonite. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Treci pe sienirea cea curbătoare a vremii ca înainte corabia și te vă moștenitorul pământului acelea părăduinței suflete, Dumnezeu poruncește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Precum ai mântuit pe Petru cel ce a strigat, mântuiește-mă, așa, apucând înainte, Mântuitorule, scapă-mă și pe mine din fiară, tinzându-ți mâna ta, și mă scoate din adâncul păcatului. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe tine te cunosc, liman liniștit, stăpâne, stăpâne Hristoase, și apucând înainte, izbăvește-mă din adâncurile păcatului cele neumblate și din desnădejde. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treime sunt neamestecată, nedespărțită, despărțită după fețe și unime sunt din fire unită, Tatăl zice și Fiul și Dumnezeiescul Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele Tău ne-a născut nou pe Dumnezeu cu chipul ca și noi, deci ca pe un ziditor al tuturor roagă născătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile Tale să fim îndreptați. Umilință. Miluiește-mă,
ție cerul, suflete și foamete de la Dumnezeu te-a cuprins. De vreme ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie Tesbiteanul, ca și Ahab oarecând. Și asemănându-te cu femeia din Sarepta, rănește sufletul prorocului. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ars-o ai când Ilie pe cei de două ori câte 50 când ajung iar, pe prorocii cei de rușine a Izabelei spre mustrarea lui Ahab. Dar fugi suflete de asemănare acestor doi și te întărește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Terime neamestecată, nedespărțită, de o ființă unime sfântă, lumini și lumină și trei sfinte și unul sfânt este lăudată treimea Dumnezeu și laudă și prea slăvește suflete, viață și vieți pe Dumnezeul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecinor, amin. Lăudându-te, binecuvântăm, închinăm-ne ție născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe unul dintre lumea cea nedespărțită, pe Fiul și Dumnezeu. Tu singur ne-ai deschis nouă celor de pe pământ ce le cerești. Să laudăm bine, să cuvântăm
cu păcătoși a petrecut sufletul fiicelui Iair, celei moarte mai înainte, l-a întors cu atingerea mâinii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vanejul s-a mântuit și păcătoasa s-a înțelepțit, iar fariseul lăudându-se s-a osândit, căci vanejul striga, milostivește-te și păcătoasa, miluiește-mă! Iar fariseul se trufea zicând, Dumnezeule, mulțumescu-ți, și celelalte graiuri ale nebuniei lui. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Zahel vaneș a fost, dar totul s-a mântuit, și fariseul Simon se înșela, iar păcătoasa și-a luat dezlegare de iertare de la cel ce are puterea ierta păcatele. Acestea sârguiește de urmează suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! N-ai râvnit păcătoasei, otică losul meu suflet, care luând alabastru cu mir, cu lacrimi a uns picioarele Domnului și cu părul le-a șters, căci a rupt zapisul păcatelor ei celor de demult. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cetățile cărora le-a dat Hristos buna vestire, știi, suflete al meu, cum au fost blestemate. Teme-te de pildă să nu te faci ca acelea, pe care asemănându-le stăpânul cu cele din Sodoma, până la iad le-au osândit. Miluiește-mă, Dumnezeule, să nu te arăți, o sufletul meu, mai rău pentru deznădăjduire, auzind credința cananeicei, pentru care cu cuvântul lui Dumnezeu s-a tămăduit ca ei. Strigă din adâncul inimii ca și aceea lui Hristos, Fiul lui David, mântuiește-mă și pe mine. Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L preanălțăm, Dumnezeiescului Duh, credință să ne închinăm, trăimii cele de despărțite, unitii după ființă, ca lumină și lumini, și viață și vieți, făcătoare de viață și luminătoare marginilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Cetatea ta păzește-o prea curată născătoare de Dumnezeu, că întru tine ia credință împărățind, întru tine se întărește și prin tine biruind întoarce toată încercarea, robește de vrăjmași și stăpânește pe supușii ei. Luminoase Părinte Andreie, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi. Andrei cinstite și Părinte de trei ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să te izbăvim de toată mânia, de cazul și stricăciunea și de greșeli să ne mântuim noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta. Toate neamurile, apreau mă.
masă, vrăjmașul meu, întărit mama asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de vă vădărina, iar eu spre vina ta mă nădăjduit. Bucurat se va inima mea de mântuirea ta, cânta voi Domnului cele ce ne-am făcut mie bine și voi cânta numele Domnului cele de-a tare. Caucau-ți-mă, Doamne, Dumnezeu meu, luminează ochii mei ca nu cumva să văd mântuirea, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu de. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu de. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu de. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Către tine, Doamne, am ridicat spre tine, Dumnezeu meu, spre tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viață, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina, să se rușineze toți ce fac fără de legi în greșel. Căile tale, Doamne, arată și cărările tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul tău și mă învață că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările tale, Doamne, și de milele tale, că de viață sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domnul pentru aceasta, lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei vânzi ca și plecat, învățava pe cei vânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt bine și adevăr pentru cei ce caută așezământului și mărturile lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu că nu este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui cu bunătăți va sărășui și seminția lui va moșteri pământul. Domnul este întărirea celor ce se teme de dânsul așezământului va arăta lor. Ochii mei curea spre Domnul că te-a scoate din glas picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește că singurul născut și sărat sunt eu. Necasul inimii mele s-au mulțit din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-a pe toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și curele de apă nouă. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez ca nădăjduit în tine. Cei fără răutate și drept s-au lipit de mine că te-am așteptat, Doamne, izbăvește Dumnezeu că pe Israel de toate necazurile lui. Spre tine, Doamne, am nădăjduit ca să nu fiu rușinat în viață, într-o îndreptare ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, vorbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și spre casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și în numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-a arătat-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale voi da Duhul meu, izbăvitul mai Doamne, Dumnezeu adevărul lui. Urâtai pe cei ce păzesc de șertăciunii țarar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea mântuită din nevoie sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, cu să ai loc de spătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă reîngăjesc, tulburatul s-a de mânia ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins în durere viața mea și a rămenit suspinul, slăbit ar fi sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. Dar toți vrăjmașii mei m-au făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajuns am ca un vaslipat. Că am auzit-o ca la multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu, către tine am îndrăștuit, Doamne zisa, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste răbul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu
să se rușineze necredincioși și să coboare în iad de vii, multe să fie, să fie puse cele vivene, care trăiesc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, de care ai gândit tot celor ce se tem de tine, de care ai făcut-o, celor ce nădăjduiesc în tine, noi te-a fiilor oamenilor. Ascunde de pe aceștia acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor, acoperi-le pe impostul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este, Doamne, că minunată a fost mila sa încetată întărită. Iar eu am zis în cuimirea mea, lepădați-mi de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunea de când am strigat de bine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii ca adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, pentru acoperământul Dumnezeului Cerului se va sărășui. Va zice Domnul, e sprijinitorul meu, ești și scăparea mea. Dumnezeu meu, cu nădăjduiți pe dânsul, că El te va izbăvi din cursa durătorilor și pe cuvântul durător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile nu vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeată ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce vânt pietra miasă. Că diavolul dinspre la ca o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor de vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe ce prea mea le-a pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău. Că îngerul săi va poruci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorului tău. Peste aspidă și vasilis vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine am nădăjduit și voi scoti pe el. Îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Striga-va către mine și voi auzi pe el. Cu acesta sunt înengați și voi scoate pe el și voi scoti. Cu lungime de zile voi umple pe el și voi arăta pe mântuirea mea. Slavă la Dumnezeu, cu durerea și veci, veci, vor amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Noi este Dumnezeu. Înțelegeți de amuri și vă plecați.
s-a răstignit pentru noi. În zilele lui Ponț Pilat a plătinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi pe Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iar va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl cu cei ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grei prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum votez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacurilor să fie. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te pentru noi păcătoși. Stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te pentru noi păcătoși. Toate puterile cerești ale Sfinților Îngeri și ale Arhanghelilor, lasă-vă pentru noi păcătoși. De Ioane, prorocul, ești înainte grecător, deși botezător de-a Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoși.
aduna popoarele împreună și împărățindu-le ca să slujească Domnului. Visa către Dumnezeu în calea tăbirii. Vestește-mi puținătatea sfinte, numărăm la jumătatea sfinte, ca amintirile, Doamne, sunt din neamă mea. Din începutul, Doamne, pământul l-ai creat și din pământul tale sunt cerurile. Acelea vor pieri iar tu vei rămâne și toți ca o haină se vor înveți și ca un veșmânt, îi vei schimba și se vor schimba. Dar tu același ești și anii tăi nu se vor puțina, fiii robilor tăi vor lovi pământul lor și seminția lor în dar va păpăși. Doamne, Vățitorule, Dumnezeu părinților noștri, al lui Adam, al lui Adam și al lui Iacob și al seminției cele drepte a
iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi mie sufletul tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești din vecii vecilor. Amin. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul Trândăriei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grijii de șerpi, nu-mi da mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd păcatele mele și să nu mă sândesc pe fratele meu, că ești de vie. Năvălirile potrivnicilor oprind
Zburdările trupului nostru le potorește și tot gândul cel pământesc și putesc adarme. Și ne gândește nouă Dumnezeu de minte deșteaptă, cuget curat, inimă trează, somn ușor, și de toată nălucirea satanei ne strămutat. Stoarne pe noi imenea rugăciunii, întăriți într-o poruncile tale și pomenirea judecăților tale, într-un noi nesticat avându-o. Cuvântare de slavă Tatăl noastră ne dăruiește, ca să cântăm și să binecuvântăm și să slăbim, prea cinstitul și prea încuvințatul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea slăvită, pururea Fecioară, binecuvântată, de Dumnezeu născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeu nostru și cere să mântuiască prin tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă și slavă ție. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub Sfânt, acoperământul tău. Pentru ca să ne zărișim noi, ascultați Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. În Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel care va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă toate câte cereți când vă rugați să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă în voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, căci cel care cere ia, cel care caută află, și celui care bate îi se va deschide. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trupuri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergător și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și tutelăudaților apostoli, ale sfinților, slăbiților și bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu, părinții noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acopere-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și pismașul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. Mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Să ne rugăm pentru pacea Lumii.
miluiește-mă, Dumnezeu, ne miluiește-mă. Iubiți credincioși, suntem în seara de miercuri, din prima săptămână a Postului Mare. Am participat la slujba Papa-Vecerniței Mari. În cuprinsul căreia s-a citit partea a treia a canonului Sfântului Andrei Criteanul, urmând ca partea a patra să se citească mâine seară. Această slujba Papa-Vecerniței Mari, care cuprinde canonul cel mare a Sfântului Andrei, este o slujbă de priveghere. Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit aceste slujbe arătându-ne că esențial pentru noi, ca mijloc de îmbunătățire duhovnicească, este rugăciunea și postul, dar și privegherea sau vegherea. Postul este și un timp al vegherii. O arată aceasta canonul cel mare, atunci când auzim citindu-se: Suflete al meu, suflete al meu, scoală-te pentru ce dori. Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Și te deșteaptă ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, care pretutindenea este și toate le plinește. O lucrare esențială, spune Sfântul Isihie Sinaitul, alături de rugăciune și corelativ cu ea, este trezvia. În fapt, omul nu se poate ruga decât dacă este treaz. Adică dacă este atent. Dar această lucrare a trezviei este una deosebit de fină, deosebit de profundă. Așa cum la rugăciune ajung puțini oameni, cei mai puțini oameni se roagă, cu adevărat, tot atâția au și trezvie cu adevărat. Ce este această trezvie? Ne-am propus în seara aceasta să aflăm ce este această lucrare esențială pentru îmbunătățirea duhovnicească, trezvia. Trezvia este, spun Sfinții Părinți ai Bisericii, urmărirea cuiva. Cuiva cu C mare. Adică urmărirea permanentă a Mântuitorului Iisus Hristos, a cărui prezență o simțim, dar pe care nu-L vedem. Deoarece vederea noastră este întunecată de patimi și de beția cugetului trupesc și lumesc. Mântuitorul, atunci când s-a rugat cu lacrimi de sânge în grădina Ghețimanii, a luat cu sine trei ucenici, pe cei mai intimi, pe care i-a mai luat și în alte locuri, Iacob, Ioan și Petru. Și a îndemnat să privegheze și să se roage împreună cu el. Dar aceia n-au fost în stare. Au adormit. Au ațipit și au adormit. Ați observat cu siguranță că în timpul rugăciunii, fie personale, fie în biserică, trăim această ispită a moțăierii.
Și chiar unii adorm. La propriu, la figurat. Mântuitorul, după prima rugăciune, postrei, grădina Ghețimanii, venind și găsindu-i adormiți, i-a trezit și i-a dojenit îndemnându-i. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Observați cum Mântuitorul leagă rugăciunea de priveghere. Privegheați și vă rugați. Nu se poate una fără cealaltă. Sunt două lucruri distincte, complementare, corelative. Se ajută reciproc, se întregesc. Trezvia este priveghere. Este o metodă. Adică o lucrare pe care eu nu o fac singur. Așa cum în rugăciune eu nu mă rog singur. Ci urmărind pe un altul care se îmbie. Urmăriți ceea ce se întâmplă în Ghețimanii. Mântuitorul îi ia pe cei trei, se retrage deosebi și îndeamnă să privegheze. Și să se roage. Adică să-L urmărească pe El modelul și izvorul privegherii și rugăciunii. Trezvia este o priveghere în care eu urmăresc pe un altul care se îmbie. Este o privire continuă cu o căutătură ageră și încordată a minții spre Dumnezeu și pentru a descoperi pe vrăjmași. În fapt, vedeți, sunt două lucrări simultane. Îl urmăresc pe Dumnezeu și cu ceilalți. De asemenea, prin harul lui Dumnezeu, îl descoperi pe vrăjmaș, care lucrează și prin mine, lucrează și prin ceilalți. Deci este foarte important această urmărire, această încordare a minții pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Pentru a-i simți prezența în viața mea. Pentru că, iubiți credincioși, păcatul este ascunderea de Dumnezeu. Observați ce s-a întâmplat cu protopărinții Adam și Eva. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin rai, după căderea lor, auzind glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin rai. El umbla prin ei întâi. Acum umbla prin rai și doar l-au auzit. Nu l-au mai văzut. În răcoarea serii s-au ascuns Adam și femeia lui de fața Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. Și apoi, în chip ridicol, au încercat să-și acopere goliciunea niște șorțuri din frunze de smochin. Dar să reținem această ascundere a omului. Este opusul privegherii, opusul trezviei. Omul când păcătuiește se ascunde. Se ascunde de el însuși, se ascunde și de ceilalți și crede el în prostia lui că se poate ascunde chiar de către Dumnezeu. Tot postul, tot cuprinsul postului, suntem îndemnați la această atenție, la această pândă, dacă vreți, să-L descoperim pe Dumnezeu prin post, prin rugăciune, prin așeză, zicem noi. Adică să ascultăm pașii lui Hristos care vine. El vine spre noi. Și noi răspundem acestei inițiative mântuitoare. Noi n-am putea să ne ducem spre Dumnezeu dacă El n-ar lua inițiativa. N-am avea nicio șansă. Așa cum suntem, căzuți. Ne în stare să ne concentrăm un pic la rugăciune. Ne în stare să priveghem o secundă cum trebuie. Trezvia izbăvește cu totul pe om
cu ajutorul lui Dumnezeu, de înțelesurile pătimașe, de gânduri și de fapte rele. Mersul acesta al trezviei, în realitate, mersul lui Dumnezeu în lăuntrul nostru și urmărirea Lui este continuu. Sau ar trebui să fie așa. Frământătura noastră are nevoie de ani de zile pentru a fi dospită de aluatul lui Hristos. Mersul meu trebuie să fie o vânătoare, dar într-o atmosferă pașnică. Adică nu trebuie să ne încordăm, să ne crispăm, arătând de fapt că suntem într-o luptă cu morile de vânt. Adevărata așteptare a Sfântului Duh, spun Sfinții Părinți, este îndelenicirea noastră cu El și nu imediata și nemijlocită împlinire a cererilor noastre de către Dumnezeu. Noi ne rugăm fiecare după dorința Lui. Și fiecare are o cerere. Dar să tragem concluzia după ce avem și dorințe că ce avem, Doamne, dar facă-se voia Ta, nu voia mea. Trezvia înseamnă atenție continuă. Putem noi să avem o atenție continuă? Și la ce să fim atenți? Spuneam, să fim atenți la pașii lui Hristos care vine spre noi. Prin multe ale vieții vine spre noi. Vine și în timpul rugăciunii, dar vine și prin întâmplările vieții. Oamenii de regulă se luptă cu gândurile. Și aici este o mare greșeală. Dacă ai o luptă exterioară, înseamnă că în lăuntru tău ești gol. Cine duce o luptă lăuntrică este izbăvit de împotriviri, de contraziceri sau de lingușiri. Trezvia are o limită. Odihna sau contemplarea războiului de mai înainte. Este vorba de discernământ, de dreapta socotință. Aceasta ar fi limita trezviei. Când omul a ajuns la discernământ, de acum este în odihnă, este în pace, de plină. Înaintează altfel spre Dumnezeu. Atenția, ce este atenția? Auziți cum o definesc Sfinții Părinți? Este liniștea neîncetată a inimii față de orice gând. Nu războiul cu gândurile, în care nu avem nicio șansă. Și trebuie să distingem între gând și înțeles. Înțelesul este altceva decât gândul. Înțelesul, prin el însuși, nu este păcat, ci un atac, o momeală, efect al lucrării unui șarpe ascuns în iarbă. O șoaptă. Un înțeles care are chipul unui cuvânt sau unei imagini. Doar înțelesul cuvântului și înțelesul imaginii, nu însuși cuvântul. Dacă începe să ne îndelenicim cu înțelesul, cu sugestia, cu momeala, nu ne mai îndelenicim cu noi înșine, ci cu diavolul. Gândul este întruparea înțelesului. A lucrării minții care s-a săvârșit înăuntrul meu. Am lăsat trezvia și am urmărit tot traseul dezvoltării momelii. Înțelesul a înaintat și a devenit gând. Și acum priveghesc deja într-un Duhul cel viclean. Pe cât mă ocup eu de acest gând, pe atât se hrănește. Cu cât mai sensibil este un obiect, cu atât învelișul lui este mai dur ca să îl păzească. De aceea și demonul încearcă să facă trupul acesta cât mai gros, cât mai puternice gândurile, ca propria sa sămânță să se poată ascunde, ca să nu-l vedem și să-l îndepărtăm. În procesul dezvoltării înțelesurilor în gânduri, întâlnim și imaginația. Îngrășământul care hrănește gândul nostru și îl face foarte viu și expresiv, un tablou de plin pe care îl privesc și îl accept. Este ecranul de televizor al minții pe care îl creează momeala. Sunt deja cotropit și nu mai pot să lupt. În a treia fază, înțelesul devine faptă, ceva împlinit înăuntrul meu. Neapărat în exterior. Faptă în mine. Acum nu mai e nevoie de satan. Deja eu însumi lucrez păcatul.
Gândurile sunt săgeți care lovesc mintea cu scopul de a se întări în noi și a le distruge. Pentru a le izgoni, trebuie să răspundem cu propria noastră săgeată chemarea numelui lui Iisus. Rugăciunea cunoscută, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă ajută Dumnezeu, mâine seară vorbim despre această rugăciune, care este una esențială pentru călugări, dar poate fi folosită cu mare succes duhovnicesc și de către mireni. Totuși ne apucă dispoziția păcătoasă și plină de plăcere de a analiza gândurile. Dacă nu cumva au dreptate, sau dorința de a ne împotrivi prin luptă corp la corp. Această atitudine a noastră nu este corectă în cinstire și importanță pe atât ne dau și cei care stau în spatele acestor gânduri, vrăjmașii noștri, neînduplecați. De aceea să aruncăm în mijlocul lor chemarea numelui lui Iisus. Deci nu stăm de vorbă cu gândurile, pe de o parte și pe de altă parte, chemăm numele Mântuitorului pentru a ne salva din ceea ce simțim că suntem atacați. Toți oamenii care se roagă trăiesc acest război nevăzut. Numai cine nu se roagă, nu are probleme cu vrăjmașul. La finalul canonului, iată îndemnul iarăși la trezvie. Deșteaptă-te, o sufletul meu, ia seama faptelor tale pe care le-ai făcut și adu-le la vedere, varsă picături de lacrimi, spune cu îndrăzneală faptele tale și cugetele tale lui Hristos și te îndreptează. Vă spun toate acestea pentru că am constatat astăzi, poate mai mult decât altă dată, că noi creștinii avem dispoziția greșită de a fi închiși în noi unii, iar alții prinși în războiul gândurilor. Și se vede aceasta prin aceea că nu ai liniște, nu ai pace, evident nici bucurie. Chiar dacă te rogi, chiar dacă postești, chiar dacă faci milostenie, chiar nu ai pace, nu ai bucurie lăuntrică. De aceea v-am pus înainte această lucrare care să o aveți în vedere parcursul postului și după post, de a fi atenți să nu intrați în războiul cu gândurile. Și să le respingeți în sensul să ne întoarce spatele. Starea omului care are mintea cu gânduri este o stare de om bolnav. Am întâlnit oameni care spun că trebuie să te autocontrolezi. Și cred ei că prin autocontrol lucrează ceva similar cu trezvia. Trezvia nu este autocontrol. V-am spus ce este. Urmărirea lui Hristos care se învie. El vine spre mine. Și îl urmăresc. Îl pândesc. Îl vânez. El mi se arată, cum știm s-a arătat, teofanic, la botez, dar și la botezul nostru. Și se arată în rugăciune, se arată când mă spovedesc, se arată când mă împărtășesc, se arată când mă întâlnesc cu un sărac și-l ajut, se arată în biserică nevăzut, dar simțit, real, prezent. Deci unii confundă autocontrolul cu trezvia. Se întâmplă acest lucru. Pândesc toate gândurile, pândesc toate impresiile, imaginile și apoi la spovedit îl încarcă și pe duhovnic cu tot felul de povești care nu sunt altceva decât boala lor psihologică printr-o luptă incorrectă. O luptă nevăzută, incorrectă. Pot ajunge chiar la boli psihice cei care se luptă cu gândurile. De aceea eu cred că este foarte importantă această lucrare a trezviei unită cu rugăciunea. Închei cu un tropar pe care îl cunoașteți și pe care o să-l auzim în ultima săptămână din post. Cămara ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Și
celelalte. O cunoașteți, sunt convins cei mai mulți. Dar cu siguranță, tot cei mai mulți, nu cred că ați luat în calcul ceva. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Acești oameni care văd cămara împodobită, au șansa pocăinței. Eu cred că cei mai mulți nu o văd. Și atunci nu se pot pocăi. Căci nu se văd cu haină zdrențuită, murdară. Nevăzând cămara, nu se pot vedea nici pe ei. Această cântare se adresează celor curățiți de păcate. Sau care sunt în proces de curățire. Cei care văd cămara. Care este cămara? V-a spus întrebarea aceasta. Cămara aceasta pe care cei curățiți o văd împodobită. Este împărăția cerurilor din lăuntru omului. Este darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care s-a arătat și se arată celor care se smeresc cu smerită cugetare, se nevoiesc în post și în rugăciune, se străduiesc să fie în fața lui Dumnezeu precum David când se pocăia. Adică în starea Psalmului 50. În această stare să rămânem. Cred că am intrat un pic în seara aceasta și în noaptea care vine și în ziua de mâine și în toate zilele vieții noastre pentru ca să vedem această cămară a Mântuitorului împodobită și prin pocăință să intrăm în trânsa, luminați fiind de harul Preasfântului Duh. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.